Pacienta în vârstă de 23 de ani avea nevoie de cezariană pentru a duce pe lume o fetiță de 3,3 kg. Pentru operație, medicii ar fi cerut bani familiei, iar aceștia au anunțat procurorii. Deci am fost informat că în jur de 10:30-11 s-a organizat un fragant în cadrul spitalului, mai precis în secția obstetrică ginecologie, unde au fost implicați doi medici ginecologi și un anestezist. Au luat bani? Nu știu, nu mi s-a spus nimic referitor la sume de bani sau așa, decât mi s-a spus că dacă pot să organizez linii de gardă în continuare, că doi dintre ei erau de gardă astăzi. Medicii au fost lăsați să stabilizeze pacienta, după care au fost ridicați. Procurorii i-au cerut șefului spitalului să cheme alți medici de acasă pentru ca spitalul să nu rămână fără personal. Am făcut un referat în care am rezolvat cu alți medici continuarea liniilor de gardă și pe anestezie și pe obstetrică ginecologie. Dar înainte pacienta vi s-a plâns sau alți pacienti? Nu mi s-a plâns absolut nimic, nici pacienta, nici alți pacienti, deci nu știu chiar, nu știu nimic. După flagrant ați vorbit cu ea? Nu. Oricum, eu voi lua măsurile necesare, pe lângă schimbarea lor din gărzi care s-a impus automat, în funcție de ce se va, de ce voi informat, trebuie să fac o anchetă pe linia administrativă la nivelul spitalului. Primarul orașului Mihai Mazilu spune că nu știa despre acest caz și credea că medicii de la maternitatea din Târgu Cărbune sunt profesioniști. Nu știu despre ce este vorba, o să mă interesez, dar nu știu, sincer. Dacă este așa, este păcatul lor. Eu știu că la maternitate, la... Am oameni ca lumea acolo, dar am o vorbă eu. Nimeni nu este încolo, tipic diferent, nu mă apreț. Între timp, pacienta a fost preluată de alți medici și se află în afara oricărui pericol.